Cluj se află lăcașul uneia dintre cele mai vechi instituții culturale românești din secolul 20, specializată în științe lingvistice și prima cu acest profil din țara noastră, Muzeul Limbii Române. Așezământul care poartă azi această titulatură îndeplinește funcția de muzeu în accepția obișnuită a cuvântului. Dar autenticul Muzeu al Limbii Române și-a început activitatea în urmă cu 78 de ani, fiind conceput nu doar pentru a păstra mărturii din alte timpuri, ci ca un adevărat laborator de informare și documentare filologică. Întemeietorul a fost profesorul, lingvistul și istoricul literar Sextil Pușcariu, al cărui nume este legat și de înființarea primei universități românești din capitala Transilvaniei, fiind cel dintâi rector al acesteia după înfăptuirea Marii Uniri din 1918. În orașul de pe Someș, ci în sudul Ardealului, la Brașov, în 4 ianuarie 1877, fiind descendentul unei străvechi familii de maramureșeni, statornicite pe meleagurile brămene la începutul veacului al XVIII-lea. Înainte de asta, strămoșii lui au luptat în oștile voievodului moldovean Dimitrie Cantemir. Din îndeletnicirea armelor li s-a tras numele de pușcaș. Numele le-a rămas, dar meșteșugul și l-au schimbat. După ce s-au oprit la Socotol, unde și-au ridicat case frumoase și au întemeiat familii trainice, stabilitatea și bunăstarea le-au îngăduit să-și trimită copiii la învățătură în școlile bisericești din Brașov. Și astfel, Bucur Pușcașu inaugurează șirul cărturarilor din neam. Feciorii lui, preoții Leonte și Bucur, sunt autorii unui codice misceleneu aflat în Muzeul Școlii din Schiei Brașovului, prima școală românească din țară, atestată încă din anul 1495. În paginile codicelui, Leonte a introdus o frumoasă orație de nuntă, scrisă cu litere latine, considerată întâia poezie populară culeasă de un cărturar român. Și noi am cugetat, și noi am aflat că iastă o floare foarte frumoasă, de îmbobocit îmbobocește, de înflorit înflorește, dar de rodit nu rodește. Și noi am venit ca să o ducem la al nostru împărat, ca să o îmbobocească și să-i înflorească, iar apoi să și rodească. Dintre fiii preotului Leonte, Ioan Pușcașu, de asemenea preot, este ctitorul bisericii din Socotol, în al cărui naos se află o pictură murală cu portretul lui și al soției sale. Preotul Ioan a participat și la Revoluția din 1848, făcând parte din noua administrație a castelanatului Brand. Dar un înflăcărat animator al revoluționarilor transilvăneni a fost feciorul său, îl chema tot Ioan, prezent la adunarea de la Blaj, unde a purtat steagul mare al națiunii, pe care erau scrise, cu litere aurite, cuvintele libertate, egalitate și frățietate. Posteritatea îl cunoaște sub numele Ioan Cavaler de Pușcariu.
Fratele mai mic al cavalerului era Iosif Pușcariu, absolvent al Academiei de Drept din Sibiu, unde scosese o foaie umoristică a juriștilor. Deschizător de drumuri ca și înaintașii săi, când se întoarce la Brașov în 1862, editează o altă publicație de umor intitulată Cocoșul Roșu, prima revistă de satiră politică din Transilvania veacului trecut. Personalitate publică, plăcut la înfățișare și bine educat, Iosif era un virtual ginere pentru toate familiile brașovene de vază. S-a însurat cu Iofrosina Ciurcu, fiică de negustori gospodari, care i-a dăruit 3 fete și 3 băieți. Numele latinesc al ultimului dintre copii, Sextil, relevând chiar faptul că era al 6-lea născut. Din nefericire, Eufrosina s-a prăbădit. I-a luat locul mai tânăra ei soră, Ecaterina, care o ajutase până atunci în creșterea și educarea copiilor. Aceștia îi spuneau mama mică și chiar le-a devenit mamă, de fapt și de drept, meritându-se cu Iosif Pușcariu și aducând pe lume un băiat. Dar din cei 7 frați, doar 4 au depășit vârsta adolescenței: Lucia, Anton, Dorica și Sextil. Harnică, bătăioasă, însă plină de tact, mama mică a știut să păstreze echilibrul familial, supraveghind dezvoltarea armonioasă a trăsăturilor moștenite de copii de la ambii părinți. Pe de o parte, dârzenia, cumpătarea și sobrietatea neamului Ciurcu, pe de alta, inteligența creatoare, sensibilitatea artistică și, mai cu seamă, un tonic simț al umorului, caracteristic pușcarilor. Copilăria a rămas în memoria mezinului Sextil, indestructibil legată de priveliștile și întâmplările orașului natal, descris în ultima perioadă a existenței sale, în monografia cu caracter autobiografic Brașovul de altă dată. După ce începe să meargă la școală, Sextil descoperă un oraș în care noutățile moderne schimbă încet, dar definitiv, fața burgului medieval, cu piețele lui fără copaci, cu străzi pietruite și fântâni publice, cu case lipite una de alta, ale căror acoperișuri de țiglă, țuguiate, înlesneau scurgerea ploilor și zăpezilor, cu acele curți închise între ziduri înalte, spre a feri viața personală de ochii și urechile cuioșilor. La ferestrele caselor vechi vedeam, când eram copil, câteva bătrâne cu ciorapul la care știau împleti pe din afară, aruncând priviri scrutătoare la trecători. Acestor bătrâne le plăcea să stea la fereastră cu nelipsitul scăunel pe care ele își rezemau picioarele gutoase. Pe un astfel de scăunel mă așezam eu la picioarele bunicii, care îmi povestea minunatele povești în timp ce îi țineam bumbacul să-l depene. De la mama mică au deprins copiii Pușcariu și gustul rafinat pentru îmbrăcăminte și decorarea interioarelor. Când începură să fie din nou la modă masivele mobile de nuc, Catinca Pușcariu scotoci prin podurile bunicelor și realiză agreabile combinații între vechile piese de mobilier. Aceste mobile fură șterse de colbul gros, lustruite din nou, îmbrăcate în ștofă solidă, prinsă cu cuie cu cap de porțelan alb și așezate la loc de cinste. Fotelele și canapeaua te invitau parcă să te așezi pe ele fără să-ți fie teamă că se surpă sub tine. Lada de Brașov fu degradată să conțină rufele negre, murdare și exilată în bucătărie. Voia bună era starea de spirit precumpănitoare în familia lui Iosif Pușcariu, cele mai multe surprize plăcute aducându-le celor 4 frați sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou, când mergeau cu colindul și cu sorcova, sau Sfintele Paști. A doua zi de Paște umblam la stropit. Cu o sticluță de parfum, de obicei odicolon subțiat cu apă, stropeam fetele de vârsta noastră. Stropitorii primeau ouă roșii și unii copii umblau la stropit cu servitoarea cu coșnița după ei ca să aducă ouăle și portocalele, prea multe ca să le încapă prin buzunare.
Avocatul Iosif Pușcariu le putea asigura copiilor săi, pe lângă un trai îndestulat, și o creștere aleasă. Învățătura a început o sextil la școala primară de la Biserica Sfântul Nicolae, iar după 2 ani de gimnaziu, cursul inferior în limba germană, a devenit elevul liceului Andrei Șaguna, unde învăța și fratele său, Anton. Așa cum o dovedesc testimoniile scolastice, deci foile matricole, în toți anii de școală, din clasa 1 primară și până la absolvirea clasei a 8-a de liceu, rezultatul final obținut mereu de sextil a fost foarte bine, cu același calificativ fiindu-i apreciată și conduita. Spre deosebire de Anton, care era tare la matematică, sextil strălucea la umanioare, limba română, latina, greaca, germana, maghiara și istoria. Dintre bucuriile unei zile când sextil se întorcea de la școală, făceau parte și popasurile în piața de sub strajă, în apropierea casei părintești, pentru a cumpăra mere de la tocăresele din Schei sau pentru a-și alege covrigul ars de pe prăjina lungă a covrigarului. Alte prilejuri de veselă întâlnire și petrecere erau excursia de la Poiană, prin care maturizanții își luau rămas bun de la viața de elev, și Năialul, sărbătoarea studenților, denumirea de studenți fiind dată liceenilor din cursul superior. Năialul, desfășurat tot în aer liber, la stejăriș, în prezența părinților și profesorilor, culmina cu botezul vinului, simbol al trecerii de la adolescență la tinerețe. Bucuria era legată foarte mult și de simțul umorului, de altfel o trăsătură pușcărească. Plăcerea de a se juca într-un fel a păstrat-o toată tinerețea. Există în albumele de familie niște fotografii de la balurile mascate improvizate la Bran sau la Brașov, în care mustăciosul June Sextil apare în chip de brăneancă, pudic ținându-și marama în fața mustății ca să nu-i se vadă, și unde era o adevărată explozie de verbă și de umor. S-au păstrat și sunt la Cluj o bună parte din aceste materiale. Peste ani, amintindu-și despre perioada școlară din orașul natal, Sextil Pușcariu își exprima convingerea că frumoasa educația elevilor și temeinicia învățăturii în acele vremuri se explica prin spiritul înalt, etic, care a stat la început la temelia acestor școale și bărbații cu adevărat superiori care au fost primii profesori, pilde vii pentru ceilalți. Sextil era la curent cu ultimile noutăți în materie de carte și de reviste literare. În purgul de la poalele tâmpei se puteau citi și câteva din revistele vremii apărute dincolo de Carpați, la Sibiu sau la Oradea. Convorbiri literare, Revista Nouă, Tribuna, Familia. Elevul Pușcariu s-a gândit să redacteze el însuși o gazetă. Tatălui Iosif Pușcariu a scos prima revistă umoristică din Ardeal, prima revistă umoristică politică în mare măsură, Cocoșul Roșu. În orice caz, când era în liceu, băiatul a găsit în pod matrițele cu antetul publicației, cu anumite figuri caricaturale și le-a utilizat pentru o serie nouă a acestei publicații, lucrată cu câțiva colegi de liceu și din care a scos câteva numere cu dialoguri, cu glume, cu totul, bineînțeles, cu circuit închis, pentru că era în clasă, presupun, și la câțiva membri ai familiei. Studenții de la Șaguna formaseră și o societate de lectură și, sub conducerea unui profesor, se adunau în fiecare sâmbătă seara pentru a declama din Eminescu sau Edgar Poe, ori pentru a-și citi producțiile proprii. Societatea organiza și întruniri publice cu cele mai izbutite realizări, la care luau parte părinții și inteligenția brașoveană. Ascultau muzică fie la liceu,
unde fiecare din clasele superioare avea un quartet instrumental, fie în saloanele prietenilor, fie cu prilejul organizării unor spectacole de operă și operetă și a unor corale. Uneori, întreaga familie participa cu evlavie la concertele de la Biserica Neagră. În copilăria mea se cânta frumos și se predica și în Biserica Neagră și în cea catolică. Acorduri grave de orgă făceau să vibreze la becernii păreții goi ai catedralei gotice, iar prin aerul îmbibat de miros de tămâie al bisericii cu altare împodobite cu dantele și flori, se înălța Ave Maria lui Schubert, nemuritorul izvor de melodii de la Viena. Dar cele mai minunate seri le petrece liceanul Sextil urmărind piesele de teatru din sălile Reduta de pe strada Hirschner, ori numărul 1 de la Hotelul Europa. Trecere mare aveau piesele Dama cu Camelii, ori Madame Saint-Jean, dar se juca și Hamlet sau Strigoii lui Ibsen. În vara anului 1895, Sextil Pușcariu, proaspăt absolvent de liceu, se pregătea să plece în străinătate pentru studii universitare. Conform tradiției, tinerii ardeleni se duceau la Viena, capitala Imperiului Austro-Ungar, sau la Lipska, cu care negustorii brașoveni aveau legături vechi și unde se găsea și o biserică românească. În toamna acelui an, fiul lui Iosif Pușcariu se instala, împreună cu un coleg, într-o locuință cu chirie, de a doua zi începând cursurile la Universitatea din Leipzig. Printre prelegerile ținute de somități filologice, se numărau și cele ale romanistului Gustav Weigand, cunoscut studenților români prin atlasul său lingvistic, alcătuit pe baza unui impresionant material lexical, parțial cules în România. Tânărul Pușcariu e copleșit de personalitatea maestrului. Mai rar un învățat care să întrunească atâtea calități și atâtea defecte ca Weigand. Pe vremea aceea eu nu-i vedeam însă decât calitățile. Știa să fie elementar cu începătorii. Avea și un talent remarcabil de pedagog și o expunere limpede și atrăgătoare. Programul de studii alternează cu spectacole, concerte și lungi discuții studențești în birturile Leipzigului. Orașul german îi aduce și surpriza unei fulgerătoare și pătimașe iubiri. Deși a relatat această frumoasă poveste de dragoste, Pușcariu n-a divulgat niciodată numele femeii iubite, pe care a cerut-o chiar în căsătorie. Prietenii știau însă că era fană Dobrogeanu Gherea, fiica celebrului critic român. După 4 ani de studii la Leipzig, încheiate cu obținerea titlului de doctor în litere, urmează alți doi la Paris, timp în care frecventează școala de studii înalte, principalul său mentor fiind lingvistul Gaston Paris. În capitala Franței, Pușcariu, eliberat de austeritatea educației sale ardelenești, intră în boema literară a prietenilor săi din țară, întâlniți aici. Ștefan Octavian Iosif și Dimitri Angel, Constantin Sandualdea, Virgil Cioflec, Kimon Loghi. Cucerit de spiritul francez, optimistul Pușcariu este convins că nicăieri n-a întâlnit atâta voie bună, atâta pricepere iertătoare pentru capricii ca la Paris. O întâmplare dintr-o zi ploioasă de ianuarie, confirmându-i opinia. Deodată se porni un vânt rece și cât ai numărat până la 100, ploaia se prefăcu în ninsoare, iar apa de pe jos în ghețuș. Cât ai bate din palme, toți pietonii erau pe jos. Dar în loc să-i auzi blestemunți înjurând, un hohot general de râsete răsună dintr-un capăt al străzilor până în celălalt. Un eveniment tragic,
sinuciderea unui văr îl smulge din tumultul vieții pariziene, aruncându-l într-o acută stare de deznădejde. Salvarea este studiul, ore întregi de lectură în biblioteci și, din când în când, prelungi vizite în muzee. În 1902, după o scurtă revenire în țară, Sextil Pușcariu pleacă la Viena, cel mai însemnat centru de studii de romanistică din acea vreme, pentru a-și pregăti teza de agregat, sub direcția unui alt mare lingvist, Wilhelm Meyer-Lübke, a cărui memorie fenomenală îl ajutase să stăpânească toate graiurile romanice. Explicațiile ingenioase și convingătoare pe care Meyer-Lübke le-a dat în număr atât de mare, le găsea fiindcă stăpânea ca nimeni altul tot domeniul limbilor romanice. În urma susținerii tezei în care își exprima părerea personală cu privire la clasificarea limbilor romanice, Pușcariu este numit profesor agregat la Facultatea de Litere a Universității Vieneze. În urma sa calitate de docent, consideră că e momentul potrivit să inaugureze un seminar român, primul din capitala Austriei, pe care îl va conduce până în 1906. Lübke îi propune să scrie dicționarul etimologic al limbii române, lucrare care apare în anul următor, demonstrând pentru întâia oară că limba noastră conservă 1947 de cuvinte de origine latină. Foștii lui profesori îl felicită. Era al doilea mare succes pe care îl înregistra după reîntoarcerea în țară. La 11 aprilie fusese ales membru corespondent al Academiei Române. Avea 28 de ani, 3 studii importante de lingvistică publicate în străinătate și excelente perspective pentru realizarea unor opere fundamentale în domeniul filologiei românești. Academia îi încredințează redactarea dicționarului limbii române, lucrare monumentală, prin care trebuia să se ducă la bun sfârșit ceea ce încercaseră să facă Hașdeu și Filipide. Sextil Pușcariu își dă seama cât de mare este responsabilitatea pe care și-o asumă, dar se simte mai mult ca oricând capabil să pornească în această fascinantă aventură a cunoașterii tezaurului lexical românesc. Secretul puterii lui este dragostea împlinită. În luna septembrie a anului 1905 se căsătorise cu Leonora Dima. Inteligentă și tenace, tandră și înțelegătoare, discretă, credincioasă și devotată colaboratoare. Și noi am cugetat, și noi am aflat că ea stă o floare foarte frumoasă, de îmbobocit îmbobocește, de înflorit înflorește, dar de rodit nu rodește. Și noi am venit ca să o ducem la al nostru împărat, ca să o îmbobocească și să-i înflorească, iar apoi să și rodească. A doua zi după cununia religioasă și masa la socrul mic, doamna și domnul Sextil Pușcariu, într-un landau mare cât barca lui Noe, treceau prin piața Brașovului, în drum spre Bran, unde aveau să petreacă luna de miere la vila ce l-o dăruise tatăl Iosif, moș Barbalbă, în a cărui ochi străluceau lacrimile bucuriei de pline. Să stai unul aproape de altul, dar să nu vorbești nimic. Să ai conversația mută când sufletele se destăinuiesc în tăcere. O vorbă spusă ar putea turbura tot, ar putea profana chiar sfințenia tăcerii, căci cei doi ce se iubesc nu trebuie să aibă aceleași gânduri.
numai sufletele lor să fie acordate la fel. Sextil Pușcariu știa că în fața sa se deschide, odată cu un nou veac, un nou drum, pe care îl dorea și îl întrevedea luminos și senin, ca cerul bucegilor din acea zi fericită a vieții lui.